Bine ați revenit! Să vedem răspunsul la întrebarea de data trecută. Un om are 98 de kilograme cu haine cu tot și trebuie să treacă o punte care rezistă doar până la 100 de kilograme. Dacă depășim 100 de kilograme, cu oricât de puțin, puntea se rupe. Problema este că omul poate să treacă o singură dată puntea și trebuie să ducă cu el și trei bile care cântăresc fiecare câte un kilogram. Cum poate face acest lucru? Ei bine, răspunsul pe care l-a dat cel care propusese întrebarea a fost că omul poate trece puntea dacă jonglează cu cele trei bile, în așa fel încât în fiecare moment, așa cum puteți observa aici, cel puțin una dintre ele va fi în aer. Așa că masa totală aflată pe punte la un moment dat nu va fi niciodată mai mare de 100 de kilograme. Credeți că răspunsul pe care l-ați auzit este corect? De fapt, această întrebare se referă la un fenomen despre care am mai vorbit în câteva videoclipuri, cum ar fi balanța sau Arhimede 2, pendulul lui Maxwell, care a fost foarte de curând publicat. Și anume este vorba despre faptul că forțele interne ale unui sistem nu pot să schimbe impulsul sistemului, nici să schimbe poziția centrului de masă al acestuia și în niciun caz nu pot să modifice greutatea sistemului. Practic, dacă avem o cutie care are greutatea G mare, să zicem, indiferent ce se întâmplă în interiorul cutiei, dacă intervin doar forțe interne, apăsarea medie pe care cutia o produce asupra suprafeței pe care se găsește va fi egală cu greutatea ei. Repet, apăsarea medie. Deci, atenție, apăsarea poate să varieze în timp, dar media ei nu. În paranteză voi spune, doar pentru a preveni critica matematicienilor și fizicienilor în legătură cu cuvântul medie, că ceea ce nu se schimbă este integrala pe timp din apăsare. Dar să lăsăm fizica pentru materialele de fizică. De pildă, dacă în cutie este un om și sare, în timpul detentei va mări apăsarea, dar apoi cât timp este în aer, apăsarea va fi mai mică. Va crește din nou la aterizare și așa mai departe. Adică, dacă vom face o reprezentare grafică a valorii forței de apăsare în funcție de timp, vom obține, în funcție de ceea ce se întâmplă în cutie, o variație a acestei forțe, cam așa cum vedeți în acest grafic. Linia roșie ne arată cum variază forța de apăsare. Și, după cum observați, variația este de o parte și de alta a greutății. Dacă există intervale de timp în care apăsarea este mai mică decât greutatea, atunci există obligatoriu și intervale de timp în care apăsarea este mai mare decât greutatea. Să vedem de ce, în cazul jonglerului care trece puntea, există și momente în care apăsarea pe punte este mai mare decât greutatea lui. Când arunc o bilă în sus, trebuie să acționez asupra ei cu o forță, în sus, evident, mai mare decât greutatea ei, ca să o accelerez în sus. Dar conform principiului acțiunii și reacțiunii, asta înseamnă că și bila împinge mâna mea, de data asta în jos, cu o forță mai mare decât greutatea ei. Și această forță se transmite prin mușchii și scheletul meu suprafeței pe care stau. Crește apăsarea. De asemenea, când prind o bilă, trebuie să o frânez. Și pentru asta, din nou, trebuie să o împing în sus cu o forță mai mare decât greutatea ei și din nou va crește corespunzător și apăsarea pe care o exercit pe suprafața pe care stau. Așa că traversarea punții jonglând este chiar mai periculoasă decât cu bilele în buzunar, deoarece e adevărat, vor exista momente, intervale de timp, în care apăsarea va fi mai mică decât cea corespunzătoare celor 101 kg, dar este la fel de adevărat că vor exista și intervale de timp în care apăsarea va fi mai mare, pentru că media pe timp a apăsării
este cea corespunzătoare unei mase de 101 kg. Acum, dacă știți toate astea, vă pun o întrebare suplimentară. Dacă puntea rezistă la 100 de kg, dar se rupe imediat ce depășim această valoare, poate un om care cântărește cu haine cu tot 100 de kg să treacă puntea? Vă rog să opriți videoclipul până vă gândiți și să-l reporniți când credeți că știți răspunsul. Nu poate. În niciun caz umblând. Pentru că atunci când umblăm, corpul nostru se ridică și coboară la fiecare pas. Asta înseamnă că vor exista momente în care apăsarea va fi mai mică decât greutatea, atunci când corpul tocmai începe să coboare, dar vor exista momente în care va fi mai mare decât greutatea, atunci când corpul începe să urce. Iar dacă alergăm, variația apăsării va fi și mai mare, pentru că atunci când alergăm, există intervale de timp în care tot corpul este în aer. Nici un picior nu mai atinge pământul. Într-un fel, când alergăm, jonglăm cu tot corpul, îl tot aruncăm în aer. Dar poate v-ați gândit că am putea traversa puntea târâș, ca să nu pășim. Teoretic, da. Practic, este imposibil să nu facem mișcări prin care fie să se ridice, fie să coboare centrul de greutate al corpului. Și atunci, în acele momente, apăsarea fie crește, fie scade. Și când crește, chiar un pic peste cea permisă, puntea se rupe. Dar în anumite condiții, și aici ajungem la excepții, jonglerul poate trece puntea cu bile cu tot, dacă puntea este scurtă. Atunci poate, de pildă, arunca bilele dincolo și apoi să treacă, sau dacă bilele sunt fragile, le poate arunca în aer înainte de a urca pe punte, și să le prindă după ce a ajuns dincolo. Adică să le arunce spre înainte. Dar pentru asta, repet, puntea trebuie să fie foarte scurtă, pentru că alergatul pe punte l-ar pune în mare pericol, așa cum tocmai v-am spus. Mai vreau să spun un lucru pe care îl consider important și interesant. Dacă forțele interne ar putea modifica greutatea unui sistem, am putea construi un perpetuum mobile. Sper că n-ați uitat că în fizică un perpetuum mobile nu este doar un dispozitiv care se mișcă veșnic. Orice corp se mișcă veșnic dacă îi dăm pace. Un perpetuum mobile este un dispozitiv care poate efectua lucru mecanic veșnic, adică poate produce energie. Cum am putea obține un perpetuum mobile dacă am avea o cutie care își poate modifica greutatea? În sensul că se întâmplă ceva în ea, în așa fel încât pentru un timp devine mai ușoară. Am putea ridica cutia atunci când e ușoară și am lăsat-o să coboare atunci când e mai grea. Și în acest fel am obține mai mult lucru mecanic la coborâre decât am folosit ca să ridicăm cutia. Așa că putem ridica din nou cutia folosind energia pe care ne-a dat-o la coborâre, și ne rămâne ceva energie în plus. Și la fiecare mișcare de urcare, coborâre, ne-ar rămâne energie pe care am putea o transforma, de pildă, în energie electrică. Dar asta e imposibil, nu putem produce energie. În final, răspunsul corect este acela că omul de 98 de kg nu poate traversa puntea jonglând cele 3 bile de câte un kilogram. De fapt, nu poate trece puntea nici măcar jonglând doar 2 bile de câte un kilogram. Pentru că acum când public acest videoclip suntem foarte aproape de Crăciun, m-am străduit să vă fac cadou o întrebare cu totul originală și sper că am reușit. Sigur, precizez, așa cum fac întotdeauna în astfel de ocazii, că nu pot să garantez originalitatea în totalitate, pentru că n-am de unde să știu tot ce s-a publicat, sub o formă sau alta, în acest domeniu. Presupuneți că avem un sistem de 2 vase comunicante, de forma pe care o vedeți.
Ambele vase sunt alcătuite dintr-o formă care se repetă, forma marcată cu roșu acum în desen, adică un trunchi de con. Nu uitați, vorbim despre niște vase, încercați să vedeți în spațiu sistemul celor două vase. Vasele comunică în partea de jos printr-un tub pe care vă rog să-l considerați de grosime neglijabilă față de dimensiunea vaselor, iar în acest tub se găsește o mică turbină, sau putem să-i spunem o mică roată de moară, care se rotește foarte ușor, adică dacă apa din tub curge oricât de încet, turbina se rotește. Evident, sensul în care se rotește depinde de sensul în care curge apa prin tub, iar cele două sensuri sunt notate cu A respectiv B. Și acum presupuneți că ambele robinete de sus încep să curgă deodată cu exact același debit și că acest debit nu este atât de mare încât să se producă o denivelare între cele două vase comunicante. Deci considerați că nivelul apei în cele două părți este practic același tot timpul, deoarece dacă există o tendință de denivelare, tubul de jos, cel în care se găsește turbina, permite schimbul de apă între vase în așa fel încât, așa cum am spus, nivelul din cele două vase să fie practic același pe tot timpul umplerii sistemului. Mai presupuneți, vă rog, că sistemul se umple în 12 minute. Deci apa ajunge sus, în ambele vase, evident, în 12 minute. Și întrebarea este, se va roti turbina în timpul umplerii? Dacă răspundeți cu nu, vă rog să explicați de ce credeți așa. Dacă răspundeți cu da, vă rog să descrieți cum se va roti turbina pe parcursul celor 12 minute cât durează umplerea sistemului. Mulțumesc pentru atenție, succes, la revedere!